Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online, clasa 10-a. Tema pentru clasă. Intrăm direct în lecție, nu mai pierdem timpul, nu avem cum. Andreea, tu ce probleme ai? Lăsăm-ne după aceea. N-am, că am făcut... Așa, cu chestiile acelea. Da. Băieții, ecuație rațională, nu? Am terminat capitolul, dacă am uitat. Și ați început ceva? Nu. Păi atunci facem ceva din urmă? Da. Că avem greutăți la anumite lucruri pe care le-am constatat eu, da? Hai să vedem cum rezolvăm o ecuație cu modul. Da? Ecuație cu modul. Intitulăm așa. Ecuații cu modul. Deci, să zicem că avem de rezolvat ecuația următoare. Modul din 7x plus 3 plus modul din minus 5x plus 4 egal cu minus 2. Ce părere aveți? Să facem clasă, să vedem unde este... Să explicităm, să ne apucăm de lucru, da. Dar modulul ce fel de număr e întotdeauna? Modul pozitiv, să punem condiții că... E pozitiv, da? Da. Dacă ăsta e pozitiv și cu ăsta pozitiv... N-are cum de unul ori. Păi asta v-am atras atenție. Deci nu poate să dea, dar număr... Spune imposibil aici. Asta e imposibil. Deci nu am ce rezolva. Deci nu există niciun X care să fac chestia asta. Băieți, Ciprian și cu Mădălin. Ați înțeles și poantă? Mădălin bine? Nu, Cosmin. Cosmin și Mădălin. Ați înțeles și la Mădălin? Am zis așa. Modulul, ca rezultat, când lucrează, dă număr pozitiv. Celălalt tot așa număr pozitiv. Cum două numere pozitive adunate se facă un număr negativ? Nu, nu se poate. Deci e imposibil. Dacă aș fi dat egal cu 2, da, merită. Și o dăm egal cu 2. Deci am atenționat eu în primul rând. Să văd dacă știți ce înseamnă modul. Că e o valoare pozitivă. Cine mai dă așa o valoare pozitivă când lucrează? Radicalul de ordine par. Când lucrează el și îți dă că răspuns, răspunsul care îți dă e număr pozitiv. Radicalul de ordine par nu mai face. El dacă lucrează cu un ar, radical din 4, cât face? 2. Radical indice 3 din 27, cât face? 3. 3, că 3 la 3 fac 27. Radical din ordinul 3 din minus 27 egal cu minus 3. 3. Pentru că minus 3 la 3 fac minus 27. Deci radicalul de ordin 3 se descurcă și din număr negativ. Și îți dă ca răspuns un număr negativ. Dar radical de ordinul 2 din minus 4 nu știi ce să spun. În numere reale. În numere complexe. Da, e radical din 4, nu? Adică 2i. Da. Deci, din numere reale nu poate. Dar în mulțimea numere complexe spunem 2i și mergem mai departe. De aceea, răspunsul după ce un radical lucrează de ordine 2, e totdeauna un număr pozitiv. Nu, valoarea unui radical de ordine 4 nu este un număr negativ. Mulțimea numere reale, da? Și acum se întoarce. După ce am văzut că are sens, suma două numere pozitive face 2, începem cu primul modul. Deci luăm 7x plus 3 egal cu 0, da? 7x plus 3 egal cu 0. De unde rezultă că x egal cu, vorbește de... 3 pe 7. 3 pe 7. Minus 3 pe 7. Da? Minus 3 pe 7. Apoi, minus 5x plus 4 egal cu 0, rezultă că x egal cu de aici cu minus 4 pe 5. Minus 4 pe minus 5, adică 4 pe 5. Că vine minus 4 pe minus 5, da? 4 pe 5. Și facem un tabel de variația semnului, x-ul, de la minus infinit la plus infinit. Și găsim, e vorba de 7x plus 3, prima care îi facem semnul. 7x plus 3 și avem cât, că, când este 0? La minus 3 pe 7. Când este 0? La minus 3 pe 7. Minus 3 supra 7.
Cealaltă când este 0? La 4 pe 5. 4 pe 5 este aici. Cine este 0 la 4 pe 5? Cea de-a doua. Minus 5x plus 4. 0 aici. Și acum dăm lui x o valoare pentru prima, de la minus infinit la minus 3 pe 7. Urmare, minusul ar fi pe aici, nu? Da. Că minus, aici pe undeva este 0, minus 1 este pe aici. Și atunci vine 7 ori minus 1, minus 7 și cu 3, minus 4. De ce fel de număr mi-a dat în dreptul lui? Mi-a dat minus 4, un număr negativ. Și atunci e minus tot timpul. Orice x ar da eu din zona asta, o să obțin la răspuns un număr negativ. Și dincolo o să obțin numere pozitive. Cealaltă. Văd că pentru a doua, am în două rupturi, la minus infinit până la 4 pe 5 și la 4 pe 5 încolo. Și dau un x din la minus infinit la 4 pe 5, un x din zona asta. Îl dăm pe 0. Pe 0 se află în zona asta. Cât este când locuiesc pe x cu 0? Vine 4. Ce fel de număr? Pozitiv. Plus, va fi tot timpul. Uite, dacă mai iau un alt x, din pe aici, de pe aici, de minus 1 până la și îl înlocuiesc aici, vine minus 5 ori minus 1, plus 5 și cu 4, 9. Deci plus. Deci orice x ar da din zona asta, de la minus infinit până la 4 pe 5, am tot timpul numai valori pozitive. Și din partea alaltă, ce valori sunt? Negativ. Și acum sesizăm că intervalul de la minus infinit la plus infinit este ruptând. Câte intervale? Până la minus 3 pe 7 un interval. De la minus 3 pe 7 la 4 pe 7 un alt interval. Și la 4 pe 7 la plus infinit este un alt interval. Și zicem cazul 1. Cazul 1. X aparține intervalului de unde? Minus infinit minus 3 pe 7. Minus infinit minus 3 pe 7. Ecuația devine. Adică ecuația asta care avem noi aici, moduli. Da? Devine. Ce devine? Adică m-am scăpat din modul. Devine. Două puncte. Primul modul e 7x plus 3. Dar 7x plus 3, când x și vin la minus infinit la minus 3 pe 7, cum e cazul nostru, cum este 7x plus 3? Ce fel de număr este? Negativ. Negativ. Adică aici, dacă mă găsesc cu x aici, într-un punct, îmi dă un număr negativ. Dar modulul unui număr negativ îi schimbă semnul. Se ia cu semnul schimbat. Deci, modul din minus 7, cât este? Modul din minus 7? 7. Este 7. Adică ce s-a întâmplat? L-am făcut din negativ pozitiv. Îi schimbă semnul. Așa și noi aici. Îi schimbăm semnul ăsta de aici. Deci vine minus 7x minus 3. Minus 7x minus 3. Plus. Când am dat peste de-al doilea modul, de la minus infinit la minus 3 pe 7, îl vedem. Ce fel de număr va fi el? Ce fel de numere generează? Pozitive. Pozitive. Și modulul, când are aici între bară un număr pozitiv, îl lasă așa. Deci rămâne minus 5x plus 4. Minus 5x minus 5x plus 4 egal cu 2. Echivalentul. Minus 12x. Așa este? Da, da. Minus 12x plus 1. 2. Echivalent va spune că minus 12 x 1, adică x egal cu minus 1 pe 12. Și nu o luăm foarte repede. Interesant dacă noi cu x în ce zonă am lucrat. De la minus e la minus 3 pe 7. Ca să-l acceptăm, trebuie să află aici. Deci ne întrebăm, asta care n-am găsit, să află în zona de lucru? Nu. Deci întrebăm. Oare minus 1 pe 12 aparține, punem semnul întrebare, aparține de la minus infinit la minus 3 pe 7? O fi acolo? Ei, vedem. Ar trebui să fie mai mic decât minus 3 pe 7. Deci este parcă aș întreba dacă minus 1 pe 12 e mai mic decât minus 3 pe 7. Mulțesc cu minus 1, e de parcă aș întreba că 1 pe 12 e mai mare decât 3 pe 7.
E de parcă aș spune că 7 e mai mare decât 7 ori 1, 7 și 12 ori 3, 36. E adevărat că 7 mai mare 36? Nu. Fals. Dar de unde a provenit? Am vrut eu să văd dacă îl pot placa, dacă s-a făcut în zona de aici. Concluzia este că minus 1 pe 12 nu aparține de la minus infinit la minus 3 pe 7. Deci, x egal cu minus 2 pe minus 1 pe 12 nu este soluție. Vezi? L-am găsit că ca valoare, dar nu în intervalul x-ilor mei, din zona mea. Deci nu e soluție. Pe zona de la minus infinit la minus 3 pe 7 n-am găsit nicio soluție. Cazul 2 acum. În ce zonă studiem? Minus 3 pe 7, 4 pe 5. Cât? Minus 3 pe 7 la 4 pe 5. Deci x aparține de la minus 3 pe 7 la 4 pe 5. Și spunem, ecuația devine două puncte. Ce devine ecuația asta de la minus 3 pe 7 la 4 pe 5? Sunt ambele pozitive și rămân aceeași semnică. Amândouă sunt pozitive în zona asta. Deci rămân așa cum le vedeți. Pică barile, atâta tot. Da? Deci o să avem ce? 7x plus 3 minus 5x plus 4 egal cu 2. Ce ce ar însemna? Echivalent cu 7 minus 5, 2x. Da? 2x plus 7 egal cu 2. Ceea ce înseamnă că 2x egal cu minus 5, că e 2 minus 7 minus 5, adică x egal cu minus 5 supra 2. X e minus 5 pe 2. Și mă întreb dacă minus 5 pe 2 e de luat în seamă. Adică unde trebuie să se afle minus 5 pe 2? Minus 3 pe 7 și 4 pe 5. Să se afle aici, unde lucrăm. Deci întrebăm, minus 5 pe 2, oare aparține, punem semn de întrebare, în zona de la minus 3 pe 7 până la 4 pe 5? E minus 2,5. E minus 2,5 aici, nu? Dacă s-ar afla aici, ce părere aveți? Minus 2,5 s-ar afla de la minus 3 pe 7 la 4,5? Da. Zici da. Adică ar trebui să fie în interior. E de parcă ai spus tu, echivalent, cum a zis, că minus 3 pe 7 e mai mic decât minus 5 pe 2 și care e mai mic decât 4 pe 5. Așa trebuie să se întâmple. Mai mic egal. Că și egal aici. Păi ce să facem aici? Pur și simplu să aducem la același numitor, echivalent cu numitorul comun 7, 2 și 5, cât este? 70, văd, nu? Între 7, 2 și 5, 70. Adică amplificăm aici cu 10. Aici așa amplificat cu cât? 5 ori 7, 35. Și aici cu cât? Cu 7 ori 2, 14. Și de parcă aș fi cerut echivalent cu ideea că am minus 30, da? Cât? Minus 3 ori 10, minus 30. Fiind mai mic decât minus 5 ori 5, 25, 5 ori 3, 5, plus 175. Minus 175. Care e mai mic decât 14 ori 4, 4 ori 4, 16, 4 ori 4, 56. Oare e adevărat că minus 30 e mai mic decât minus 175, mai mic decât 56? Când punem numele pe axă, cum zicem? Aici e 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, și mai departe. Vine minus 30 la un moment dat. Minus 31. Și pe undeva vine minus 175. Oare e adevărat că minus 30 e mai mic, e mai în stânga? E mai mare minus 30. Și atunci e clar că nu e adevărat ordinea asta. Care ar fi concluzia? E fals aici. E fals. Și înseamnă că acel x nu aparține. Da? X-ul care l-am găsit noi. Minus 5 pe 2. Deci rezultă că minus 5 supra 2
nu aparține intervalului de la în care subiem noi la minus 3 pe 7 până la 4 pe 5. Rezultă că x egal cu valoarea aceea nu este soluție. Rezultă că x egal cu minus 5 pe 2 nu este soluție. Deci așa asta nu e soluție. La revedere. Cam ce-i face? Nici pe zona asta n-am găsit nimic. Deci eu am cercetat. Mai întâi de la minus 3 pe la minus 3 pe 7. N-am găsit. De la minus 3 pe 7 la 4 pe 5. N-am găsit. Și acum, ultima speranță este de unde să vedem. De la 4 pe 5 la plus infinit. Deci, mergem pe zona. X aparține, cazul 3. Cazul 3. X aparține de la 4 pe 5 la plus infinit. Ciprian, nu? Iar... Cosmin. Băi, ce băi, Ciprian. Cosmin. Sărba de la Cosmești. Este o... Cosmești este o zonă unde sunt foarte mulți lăutari. Așa poate țin minte Cosmești. Cosmin. De la 4 pe 5 la plus infinit. Dau peste primul modul. 7x plus 3. Cum este 7x plus 3 la 4 pe 5 încolo? Cum e de la 4 pe 5 încolo? 3, 7x plus 3. Pozitiv. Dacă e pozitiv, ce știu? Pe mâna așa. Da. Deci vine ce? 7x plus 3. Plus 5x plus 4. Atenție! Cum este? Plus 5x minus 4. Plus 5x minus 4. Schimbăm semnul, da? Plus 5x minus 4 egal cu 2. Echivalent cu 5 cu 7, 12x minus 1 egal cu 3. De unde x egal cu 3 pe 12 și 1 pe 4. Așa este? Da. 1 pe 4 și ne întrebăm dacă aparține, emoții avem, de la 4 pe 5 la plus infinit. Și ca să fie acolo, ar trebui să fie mai mare decât 4 pe 5, ca să fie în zona asta. Deci e ca și m-aș întreba dacă 1 pe 4 este mai mare decât 4 pe 5. Echivalent. Adică aceeași numitor, ca și m-aș spune că 5 e mai mare decât 16. Păi adevărat, 5 e mai mare decât 16? Fals. Înseamnă că nu e adevărat că ar fi acolo. Deci 1 pe 4 nu aparține de la 4 pe 5 la plus infinit. Rezultă că nici asta nu este soluție. Nici x egal cu 1 pe 4 nu este soluție. Spre ghinionul nostru, ecuația asta nu are nicio soluție. Nu e nicio problemă, nu are nicio soluție. Am cercetat în de la un cap la altul, am cercetat la minus infinit la plus infinit și pe zone, bucată cu bucată, constatăm că nu are soluție. Deci am dat un răspuns. Nu există. X aparține mulțimii vine. Deci aici aș răspunde X aparține mulțimii vine. N-am nimic. Mergem mai departe. În ce zonă să lucrăm? O altă ecuație, da? O altă ecuație, să vedem. Hai să zicem că avem de rezolvat ecuația următoare. 3 modul din minus 5x plus 7 plus 2 modul din 4x minus 3 minus 3 modul din 8x minus 5 egal cu 2. Și se rezolvă ecuația asta. Ce observați așa ca noutate? Câți moduli am văzut aici? 3 moduli. Deci luăm de fiecare parte, facem semnul acelor 3 moduli, după care o luăm pe intervale și studiem să vedem ce se întâmplă. Așa că, deci minus 5x plus 7 egal 0, rezultă că x egal cu cât? Cu 7 pe 5. Așa, cealaltă, 4x minus 3 egal 0, rezultă că x egal cu 3 pe 4. Și în sfârșit,
care este 8x minus 5 egal cu 0, rezultă că x egal cu 5 pe 8. Și facem un tabel de variația semnului. X de la minus infinit la plus infinit. Prima care intră în discuție este minus 5x plus 7. Da? Alo? Da? Bună seara? Eu sunt într-o lecție de matematică. Da, nu pot vorbi, se filmează, sunt în lecție de matematică, sunt, da? Da, da. Bine, bun. La revedere. Deci minus 7x plus, minus 5x plus 7. Și minus 5x plus 7 egal 0. Găsim, am găsit x-ul cât? 7 pe 5, da? Deci în dreptul 7 pe 5, dacă înlocuim de x cu 7 pe 5, asta face 0. Da? Valoarea este 0. Și dăm un x din zona asta, bun, al 0, că 0 s-ar afla în zona asta, 0 nu e dincolo. 0 aici, pe undeva pe aici. Și dacă înlocuim pe x cu 0, vine 5 ori 0, 0, 7, ce fel de număr este? Plus. Deci plusul va fi tot timpul. Orice x aș da, numai numai de pozitiv orice. Dincolo o să obțin, să înțelege numere negative. Eu vă obișnuiesc să faceți semnul așa, pentru că vreau să scoateți din minte partea mecanică. Că zice la stânga să puneți semnul contrar lui A? Da, e o chestie, dacă îi uitați stânga semnul contrar lui A și îi pui semnul lui A, e stricat tot. Deci, ca să nu mai ții mintea asta, dai un x din zona aceea, vezi ce număr obții, înlocuiești aici și dai seama și spui în legătură cu asta semnul. Cealaltă, 4x minus 3. 4x minus 3 se anulează unul din 3 pe 4, dar unii 3 pe 4 să-l pun dincolo sau în pace. 7 pe 5? E după 7 pe 5. E 3 pe 4? Da. Pe 7 pe 5? Dă 6. Fii atent aici. Cum gândesc eu? Un maestru. 7 pe 5 e unul și ceva. 3 pe 4 e mai puțin de 0,7. Da? Cum le-ai făcut? Hai să văd. Am adus același. Păi să le iau și eu. 3 pe 4 și cu vecina sa 7 pe 5, da? Ei, ca să ajungi la același tot, trebuie să amplici și pe asta cu 5 și pe asta cu 4. E de parcă ai spune că ne-am amplificat-o cu 5, 15 pe 20 și cu vecina sa 28 pe 20, da? Și care e mai mare între 28 și 15? 28. Adică asta de aici. 7 pe 5, 3 pe 4 e mai mic. Îl punem aici. De acord, da? Da. Deci, în dreptul 3 pe 4 e 0. Și acum, iau o valoare de la minus infinit la 3 pe 4. Ce valoare comodă este de luat? 0, că se află aici 0. Că 0, la 0 în partea asta sunt numai negative. Dacă concluim pix cu 0, îmi dă minus 3. Deci ce fel de număr este minus 3? Negativ. Negativ. Îmi pune minus pe aici. Și pe opus. Și următoarea. 8x minus 5. 8x minus 5. 5 pe 8. X e 5 pe 8. 5 supra 8. Unde îl plasez? 0,7. Tot 0 și ceva? Tot 0 și ceva și ăsta, nu? 3 pe 4. 7 pe 5. Deci le iau la comparat. Mai întâi cu 3 pe 4, că e 0 și ceva. Da. Deci 3 pe 4 compar cu 5 pe 8. 3 pe 4 și cu 5 pe 8. Cum se compară două fracții? Se aduc la același numitor. O să amplificăm aici cu 2. Cu 2. 2. Merge, nu? Da. Și atunci vine 6 pe 8 cu vecina sa 5 pe 8. Care e mai mare? 6 pe 8, da? Sau 3 pe 4. Asta e mai mare. Da. Dacă 5 pe 8 e mai mic, păi 5 pe 8 îl pun în stânga. Da. 5 pe 8.
0. Și acum ai o valoare din zona de la minus infinit la 5 pe 8. 0. 0. Dacă locuiești pe x cu 0, aici 8 ori 0, 0, minus 5, minus. Minus 1 plus. Și cu asta am rezolvat. Am făcut semn de tot, dar mai începe studiul. Care sunt intervalele care intră în discuție? O dată, minus infinit 5 pe 8. Pe urmă, 5 pe 8, 3 pe 4, 3 pe 4, 7 pe 5, 7 pe 5 plus infinit. Începem și noi. Cazul 1. Deci cazul 1. X aparține de la minus infinit la 5 pe 8. Închis. Dreapta închis. Ecuația devine. Care e ecuația? Asta care avea modulul ăștia, 3, devine 3 ori primul modul. Am ajuns peste primul modul. Cum este minus 5x plus 7? Pozitiv. Este pozitiv. Deci rămâne așa. 3 pe lângă minus 5x plus 7 plus 2 pe lângă. Negativ. 4x minus 3 e negativ. Schimbăm semnul. Adică vine cât? Minus 4x plus 3. Minus 4x plus 3. Se schimbă semnul tuturor. Minus 3 pe lângă. 8x minus 5. Cum este 8x minus 5? Negativ. Minus 8x plus 5. Egal cu 2. Echivalent cu? Minus 15. Minus 15x. 21 plus, plus, plus minus 8x plus 6 24x minus 15. Da? Egal cu 2. Echivalent cu? Minus, minus 23 și 24, un x rămâne, da? Plus x. 21 și cu 6? 27 minus 15 3, 12. 12. Dus dincolo, minus 12 și cu 2, minus 10. E bine? Da. Hai vedem o dată. 21 și cu 6, 27 minus 15. Da, minus 15 face 12. Dus cu minus 12 și cu 2, minus 10. Deci x egal cu minus 10. Ca să fie soluție, ne întrebăm dacă aparține de la minus infinit până la 5 pe 8. Ce părere aveți? Aparține. Aparține. Înseamnă că x egal cu minus 10, soluție. Am găsit soluție pe intervalul ăsta. Cazul 2. X aparține acum cui? 5 pe 8, 3 pe 4. 5 pe 8 până la 3 pe 4. Ecuația devine. Ce devine ecuația? 3 pe lângă minus 5x plus 7. 3 pe lângă minus 5x plus 7. 2 pe lângă minus 4x plus 3. Plus 2 pe lângă minus 4x plus 3. Minus 3 pe lângă 8x minus 5. Minus 3 pe lângă 8x minus 5. Egal cu? 2. 2. E mare cu? Minus 15x. Minus 15x. Plus 21. Da. Minus 8x. Minus 8x. Plus 6. Da. Minus 24x. Plus 15 la 2. Egal cu 2. Echivalent cu? O să dea minus 23, minus 24, minus 47x. Da, minus 47x. Apoi 27... 27 și cu 15. 15 42. Dus în partea cealaltă o să dea minus 40. 40. Adică x egal cu 40 pe 47. Este ea soluția? Adică oare aparține de la cine? De la 5 pe 8 la 3 pe 4. De la 5 pe 8 la 3 pe 4? Ca să fie, ar trebui să fie numărul ăsta între astea două. Da.
E de parcă aș spune, echivalent, că 15/8 mai mic decât 40/47 mai mic decât 3/4. Mai mic egal că și intervalul este 3/4. Cum ar trebui să o plătim aici? Numitorul comun ar fi 8/47, că 4 sate nu plus în 8. 376. Da, deci am verificat aici cu 47. Da. Aici cu 8. Da. De acord? Da. Și aici cu 2/47. 2, din cauza că e 8. 94. 94, da? Da. Și echivalentul. 275. Dacă e mai mic decât 320. Și dacă e mai mic decât 94/3, adică 282. Fals. Este adevărat? Nu. Nu. Fals. 320 este dincolo. Înseamnă că nu e adevărat că 40. Deci 40 pe 47 nu aparține de la 15/8 la 3/4. Deci, nu este soluție. Deci asta nu e soluție. Ce caz urmează să studiem acum? De la 3/4 la 7/5. 3/4 la 7/5. Deci, X aparține. Cazul 3. X aparține de la 3/4 la 7/5. Și zicem, ecuația devine. Două puncte. Ce devine ecuația asta? Începem. 3 pe lângă. Minus 5x plus 7 plus 2 pe lângă 4x minus 3. Deci noi suntem la 3/4, așa de vechi. Prima e pozitiv, rămâne așa. Deci minus 5x. Vorbește-mă de mine. Minus 5x plus 7 plus 2 pe lângă 4x minus 3 minus 3 pe lângă 8x minus 5 egal cu 0. Poate rămâne așa? Da. Da. Toate sunt pozitive, nu? Da. Da, da, corect. Egal cu 2. Echivalentul. Minus 15x plus 21 plus 8x minus 6 minus 24x plus 15 egal cu 2. Echivalentul. Minus 7 minus 24x minus 31, nu? Minus 31x. 21 minus 6, 15. Și cu 15? 30. Deci minus 28, nu? Deci x egal cu 28 supra 31. Ca să fie soluția, ar trebui să se placeze asta în zona de lucru. De la 3/4. Până la 7/5. Adică de parcă am cere ce lucru? 28/31. Să fie acolo, în zona asta. Adică ar fi că 3/4 mai mic decât 28/31. Nu așa? Asta e în interior. Mai mic egal decât 7. Mai mic egal decât 7/5. Ce trebuie să mai? Numitorul comun e 20/31. 620. Deci, aici amplificăm cu 31/5, adică ceilalți 2. Da. 5/5/15, deci 155. Aici cu cât amplific la 31? Cu 20, 4/5. Și la 7 cu cât amplific? Cu 4/31. 4/31. 4/4/3, 12, 124. Și atunci s-ar întâmpla. 155/3, 5/3. 465 să fie mai mic decât 480. Nu. 2/28, 520. 560. 560, da. 560 mai mic decât
Da. Am făcut abonamentul și era... Îmi pare rău. Spune-mi... Am făcut Deci tu vrei ceva la, să lucrăm la matematică, da? În clasa cât? E urgent. E urgent? Gata, dacă e urgent, sunt... Băi, fii atent, cum te cheamă? Că am uitat cum te cheamă. Alexandru, de când avem să discute cu tine noastră? Bine. Alexandru, eu sunt într-o lecție de matematică la clasa a 10 acum. Dar fii că e așa urgent, întrerup lecția mea și trec pe lecția ta să văd ce îmi dictez tu ce să fac cu tine. Păi da, eu n-am ce să-ți fac acum, n-am altă soluție, Alexandru. Poate cumva pe Skype, dar n-am Skype aici, eu sunt într-un spațiu undeva, nu sunt acasă, n-am cum. Nu puțin, dar am, poate cumva înțeleg că n-am cum. Nu puțin, da? Nu pot că n-am Skype, n-am condiții, n-am ce să fac acum. Nici într-o caz asta. Nici într-o caz, Alexandru. Asta îmi pare rău, dar eu sunt, cum să spun, pe televiziunea asta care încerc să o pun la punct, din păcate mi-a picat un hard acum. Eu vreau cumva să fac, trebuie să pun la punct. Săptămâna asta, lasă-mă săptămâna asta să văd cum fac. Și să viu cu voi, să încerc să intru prin Skype, cum spui tu, să facem videoconferință de asta, să ne vedem. Da, facem asta săptămâna care vine. Îți promit că mă ocup și de treaba asta. Ca să intru în legătură direct cu tine, da? Ce fac acum la clasă? Fac niște ecuații cu moduli. Ecuații cu moduli simple? Da, ecuații simple, dar cu moduli acolo care să pot să lucrez. Voi ați făcut moduli acolo, în Moldova? Da. Cu radicali, da? Nu, mai, una e cu moduli și alta e... Alea cu radicali se cheamă ecuații iraționale. Iraționale se cheamă așa, dar eu, acum facem cu moduli. Modul din 3x plus 1 egal cu, nu știu ce... păi da, ajung la etapa asta. Urmărește pe internet. O să ajung să fac și inecuații cu moduli. Când deocamdată fac ecuații cu moduli. Lecția o să o pun de seară și pe mâine, poimâine, acolo o să vezi lecția asta din seara asta. La Prof Online, acolo. Și mai putem face și chestia asta. Poftim? Eu sunt în lecție, acum m-am întrerupt în lecție. Vă apare pe internet că e camera deschisă, tot telefonul se aude, te vei auzi așa în discuția asta. Da? Bine, Alexandru. N-am înțeles, vorbești repede și încă o dată. Dar nu prin telefon. Deci numai prin telefon. Păi, ai acum, dictează-mă prin telefon ca să... am promis că am întrerupt lecția, o las aici în drum, o las în drum lecția mea și dă-mi lecția ta, dă-mi de ghișitul tău ca să-l fac, hai! Bun, gata! E în regulă, gata! Bine! Bine, gata, sună-mă, gata, hai! Alexandru din Moldova. Se întâmplă, mă sună și prin Germania, din America m-a sunat așa. Toți le fac un înghiștiu. Hai să vedem ce terminăm, să terminăm înghiștiul nostru. Dacă se completează 51, cât mai sunt? 39. Mai bine, după 15 minute, ajunge și facem lecția lui. Hai să stați voi, vedem ce mă întreabă. Da? Deci, am unde suntem? Am văzut cazul 4 ăsta, să vedem la chestii. Și asta la cum e? Așa, mai... 7, 4, 9, 8.
868. 868. E adevărat așa? Da. E adevărat? Că 465 mai mic decât 560 mai mic decât... Da, e adevărat. Da. Și asta înseamnă că X-ul acela e soluție. X egal cu 28/31. Soluție. X egal cu 28/31 este soluție. Să ne ducem în ultimul caz pe care îl avem, cazul care este ăsta. De la 7/5 la... 4. X aparține de la 7/5 la plus infinit și ecuația devine. Ce devine ecuația? 3 pe lângă 5x minus 7. Deci prima este negativă, da? Da. Adică 3 pe lângă 5x minus 7, am schimbat semnul, plus 2 pe lângă. 4x minus 3. Da. 4x minus 3. Minus 3 pe lângă. 8x rămâne așa, da? 8x minus 5 egal cu 2. Deci va rămâne fruct. 15x minus 21 plus 8x minus 6 minus 24x plus 15 egal cu 2. Echivalentul 15 și 8 23 minus 24 minus x minus x minus 12. Cât? Minus 12? Minus 21 minus 27 și 15? Nu? Minus 27 cu 15 face minus 12, da? 12 și cu 2 din partea cealaltă 14. Deci x egal cu minus 14. Aparține minus 14 zone care am fixat noi și? Nu. De la 7 pe 5 nu aparține la plus infinit. Deci care e concluzia? Că asta nu e soluție. În final, ecuația asta câte soluții are? Una. Una, două parcă am găsit. A găsit pe minus 10 și 28 pe 31. Da. Deci, pentru ecuația asta, rezultă că x aparține mulțimii valorilor minus 10, ăsta e răspunsul, și 28 pe 31. Da? Și 28 pe 31. Doar două valori. Asta a fost ecuația cu moduri. Da. Să trecem, am să vă dau... De ce sunt importante acestea? Ați văzut că aseară am intrat într-o ecuație cu moduli. Din ecuații raționale, mi-ați dat așa o ecuație și am ieșit în moduli. Doar dacă nu știți să rezolvă pe astea moduli, n-ai cum să rezolvă pe cealaltă atenție. Ce ați înțeles aici? Dacă aveți, care ar fi tehnologia de lucru? Dacă aveți o ecuație cu mai mulți moduri, pur și simplu, egalați cu 0, găsiți de cine, faceți semnuri, după care o luați pe intervale și vedeți ce devine. Acolo unde e pozitiv rămâne așa, cantitatea expresă întrebare, unde e negativ, schimbăm semnul. Simplu, lucrăm și totul este la îndemnă. Iată, vă las vouă ca temă următoarele ecuații. Deci, să zicem așa. Trei radical din 5x minus 2 la pătrat minus 2 radical din 4x plus 7 totul la pătrat plus 3 radical din minus 5x plus 9 totul la pătrat egal cu 7. De fapt am ascuns ecuația. 3 moduli din 5x minus 2, nu știu ce? Da? 3 moduli din 5x minus 2 minus 2 moduli din 4x plus 7
plus 3 moduli minus 5x plus 9 egal cu 7. Este o ecuație ca și aia, dar punându-o sub radical, ce chestii trebuie să știți? Că sub radical se pare și cu modul. Da. Da. Altă ecuație. 2 radical indice 4 din minus 7x plus 3 totul la 4 plus 2 radical din minus 9x plus 6 totul la a doua, plus radical din indice 3 din 4x plus 5, totul la a treia, egal cu 7. Care este ideea aici? Ieșim în modul, în modul, nu mai ieșim în modul. Că la a treia. Numai de sub cei de la din par. Deci, practic, 2 moduli și acele fără modul. Expresăm cei 2 moduli și lucrăm. Da? Deci, e corect. Turmă. Modul din x pătrat minus 5x plus 6 minus modul din x pătrat minus 4x plus 3 egal cu 5. E, asta este o ecuație cu cine? Cu moduri drept, aceeași tehnică, dar ecuație dreaptă de acolo. Deci, două rădăcini. Două rădăcini vă găsi, da? Deci vom lua x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Rezultă x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. 2 și 3. 2 și 3 fac 5, 2 și 3 fac 6. Și cealaltă x pătrat minus 4x plus 3 egal cu 0 înseamnă x1 egal cu 1 și x2 egal cu 3. 1 și 3. Da? Nu lucrezi? Te-o frapei sau. Și facem tabelul de variație a semnului. X de la minus infinit la plus infinit. Prima are 2 și 3. E valoarea de x pătrat minus 5x plus 6. 0 și 0. Și între rădăcini punem semnul, adică dăm un x, valoarea 0 este aici. Și acum vine plus aici. 0, 0, plus. Și până un minus, plus. Cea de-a doua e vorba de x pătrat minus 4x plus 3. Rădăcinile sunt 1 și 3. 1 e în față și 3 punem încă o dată din două ori, cam întâi de o rădăcină. Ca și marchi 3 suprapus. Da? 0 și 0. Și luăm tot așa. Că aici este 0 situat, face plus aici și minus în partea asta, altă între ele, sunt un plus. Și începem pe intervale. Cazul 1. Pentru x aparține de la minus infinit la cât? 1. Ecuația devine. Două puncte. Ce devine? Primul modul e pozitiv, rămâne așa. Amândoi sunt. Deci x pătrat minus 5x plus 6 minus al doilea. Tot așa rămâne. Minus x pătrat minus 4x plus 3 în paranteze egal cu 5. Și ce am însemnat că îi vine x pătrat minus 5x plus 6 minus ăsta minus x pătrat plus 4x minus 3 egal cu 5. X pătrat cu X pătrat se reduc. Minus 5X plus 4X face minus X. 6 minus 3, 3. Deci plus 3 egal cu 5. Minus X egal cu 5 minus 3 face 2. Deci X egal cu minus 2. Deci X egal cu minus 2 este soluția, da? X egal cu minus 2. Și întrebăm, minus 2 se află în intervalul de studiu? Da. De la minus infinit la 1? Da. Deci minus 2 se află de la minus infinit la
Cât? La 1? Da. Da. Deci x egal cu minus 2, soluție. Ce o să facem acum? Cazul 2. În ce zonă lucrăm acum? X aparține unde? La 1, la 2. E la 1, la 2. 1 deschis, 2. Ecuația devine. Devine. Ce devine? X pătrat minus 5x plus 6 minus. X pătrat plus 4x minus 3. Al doilea e negativ, da? Deci da. Minus, îi schimbăm semnul. Și schimbând semnul, devine plus aici. Plus x pătrat minus 4x plus 3, da? Deci încă o dată, trebuie să schimbăm în 2 minus și când minusul de față face plus, da? Și rămâne așa, x pătrat minus 4x plus 3 egal cu 5. Ceea ce înseamnă 2x pătrat, 2x pătrat minus 9x, nu? Plus 9 egal cu 0. Și asta înseamnă x1, 2 egal cu 9 plus minus radical din 81. Egal cu 5. Cum? Egal cu 5. Egal cu 5 trebuie, da? Plus 9, 5 o dus din coară și vine plus 4. Ai o dreptate. Deci 9, 6 și cu 3 e 9, dar ați dus 5 în 4 din stânga, 9 minus 5, 4. Deci 81 minus 4ac, deci 4 ori 2, 8. 8 ori 4, 36. Minus 36. Totul supra 4. Și am 9 plus minus, 81 minus 3 e 6, 6 11 e 5. 45. Supra 4. Și x2 egal cu 9, minus, de fapt, una e cu plus, și alta e cu minus. 9 minus. Radical din 45, supra 4. Nu te putem accepta ca rădăcină. Și abia după ce ne interesăm dacă sunt în zona de lucru. La 1, la 2. Deci începem studiul. Oare 9 plus radical din 45 pe 4 să se afle între 1 și 2? Nu. Gândim. 4, radical din 45 cam cât îți face? Peste 6. Peste 6, că radical din 3, 6 am face 6. Da. 6 și cu 9, 15 pe 4, ar fi aproape 16, pe 4, 4. Aproape 4. Da. Până în 4. Rulii 4. Și noi unde lucrăm? La 1, la 2? La 2. Nu poate să fie. Deci prima nu aparține. Nu aparține de la 1 la 2. Dar cealaltă, 9 minus radical din 45 cu 4. Radical din 45 face cam, cât am zis, 6 și ceva. Dacă ar fi fost 7 ori 7, 49. Chiar mai aproape de 7 ar veni. Da. Da? 6,7, 6,8. Și 9 minus 6 și ceva, 6,7, 6,7. Face 2 și ceva pe 4. 0, 2 pe 4, 0,50 și nu știu cât. Da. Nu suntem între 1 și 2. Nu. Suntem în afară. Deci nu aparține nici asta. Nu aparține la 1, la 2. Înseamnă că pe zona asta, între 1 și 2, nu avem nicio soluție. S-au trecut câte? 54. O mai țin câteva minute, când mergem până la oară. În final, acum ce urmează să studiem? De unde? La 2 la 3, la 3 la 4. Și de fiecare dată valorile care găsim, le întrebăm dacă sunt în zona de lucru. Dacă sunt, e bine. Dacă nu sunt, nu le acceptăm. Și în final, da? Zicem clar că în final adunăm soluțiile care le găsim. Deci așa se rezolvă și ecuații când avem modul și avem aici de gradul 2. Tot așa, dacă am cu 0 facem, tot ați văzut cum se face. Semnele, luăm pe intervale, studiem și totul e foarte simplu.
rămâne să faceți acestea, da, ca temă. Și acum o să-l așteptăm pe Alexandru să vedem dacă ne mai sună. Sper să mai sune. Dacă nu mă sună foarte bine, îmi dai seama că ți-e de obosit, nu mai e. Da, i-am promis, îl așteptăm și pe el. La revedere, dragilor, pe curând.